Într-o clădire în care se spală bani, sub un bec foarte special, Vincent ține un pistol îndreptat spre capul unui om și el, la rândul său, îl ține spre capul lui. În timp ce Vince așteaptă momentul potrivit pentru a apăsa pe trăgaci, începe să-și amintească cum a început totul. Cu 4 zile în urmă, în Ohio, Vince, mama și surorile lui pun casa la vânzare pentru a putea plăti facturile medicale pentru tatăl care a ajuns în spital din cauza unui accident. Vince își vizitează tatăl în fiecare zi, înainte de a merge la munca lui ca electrician, unde cunoaște o mulțime de clienți. Iar azi este domnul Harrison, care a primit o scrisoare misterioasă, dar nu știe de prezența unei polițiști parca vis-a-vis, făcându-i poze. Când îi spune prietenei sale despre scrisoare, Vince îi aude spunând că îi vor da mulți bani. Mai târziu în acea zi, Vince se întoarce acasă pentru a sărbători ziua de naștere a surorii sale mai mici. Între timp, în cealaltă parte a țării, Jasper Bages se întâlnește cu niște mafioți, care după ce au împrumutat 2 milioane de dolari, îl șantajează cu obligația de a-i returna în 3 zile. Când Vince își vizitează tatăl în spital, medicul îi spune că va fi nevoie de o intervenție chirurgicală suplimentară, ceea ce va mări datoria. Mai târziu, Vince se întoarce la lucru la Harrison și îl aude spunându-i unui prieten că această muncă este specială și îi va aduce o sumă mare de bani într-o singură zi. A făcut aceeași treabă în trecut și a fost bună, dar amintirile încă îl bântuie. După ce prietenul său pleacă, Harrison merge în camera lui, dar mare accidental din cauza unei supradoze. După ce poliția l-a interogat pe Vince, îl autorizează să plece. Cu toate acestea, înainte de a face acest lucru, se oprește la biroul lui Harrison, deschide sertarul biroului și fură scrisoarea misterioasă, care are înăuntru un bilet spre New York și o chitanță pentru un pachet. Vince merge la poștă, îi dă buletinul funcționarului și primește un pachet cu un telefon, 500 de dolari, o cheie și o scrisoare cu un logo reprezentând un păianjen, cu instrucțiuni în interior care explică cum să folosească banii și de asemenea să folosească numai telefonul mobil pe care i l-au dat. El va primi apoi alte instrucțiuni. Iubita lui Harrison raportează lipsa scrisorii la poliție și când verifică oficiul postal, găsesc numele lui Vince, ca persoana care a luat ceea ce pare a fi pachetul lui Harrison. Ei trimit aceste informații la detectivul Mulane, care a investigat deja cazul acelor scrisori misterioase și le ordonă să monitoreze locul în care se află Vince. A doua zi, Vince se îmbracă cu cel mai bun costum și ia trenul spre New York, fără să știe că un polițist îl urmărește. Iar mai târziu, în miezul nopții, îl sună cineva pe noul său telefon. Pretinzând că este Harrison, Vince primește noi instrucțiuni. A doua zi dimineață merge la magazinul Postnet din Grand Central, unde folosește cheia pentru a deschide o cutie poștală, găsind o nouă scrisoare cu alt bilet de tren și o bucată mică de plută cu numărul 13 pe ea și alte instrucțiuni. Biletul lui este cu destinație Macomb, dar trebuie să coboare cu oprire mai devreme. Mai târziu, în tren, inspectorul care se ocupă de controle îi cere lui Vince biletul și le spune polițiștilor că destinația este Macomb, dar din moment ce coboară cu oprire mai devreme, câștigă câteva minute să scape de poliție. Acum trebuie să ia un taxi pentru a merge la periferia orașului, unde mai târziu ajunge o altă mașină. Șoferul este Jack, care îi arată o bucată de plută cu aceeași număr 13 pe ea. După ce Vince o arată pe a lui, Jack îl invită să intre. Îi ia telefonul și îl duce cu mașina. Mulane și poliția sosesc la scurt timp. După ce au cerut șoferului de taxi să-i ducă acolo, dar este prea târziu și nu există indicii cu care poți să-l urmărească. Câteva clipe mai târziu, Jack îl duce pe Vince într-o baracă veche din mijlocul pădurii. Alți doi bărbați îi dau lui Vince niște haine noi pe care să le poarte și le inspectează pe cele vechi, asigurându-se că nu ascunde nimic, și ajung până să-și taie tocurile la pantofi. Apoi Vince este dus într-o altă locație, de data aceasta un palat imens plin de oameni bogați. Acolo Vince îl întâlnește pe patronul său Joe, care evident îl întreabă unde este Harrison. Vince explică că Harrison a murit și a luat locul, iar Joe nu are de ales decât să-l pună să joace, dacă nu vrea probleme cu ceilalți șefi. Între timp, la parter se fac pariuri foarte mari. Jasper sosește și pariază pe participantul numărul 6, iar Joe pariază pe Vince, căruia i s-a atribuit numărul 13. Toată lumea pariază pe rând, ca și cum ar fi o ruletă rusească. Lui Vince se dă o armă și trebuie să stea în cerc cu ceilalți participanți, care sunt toți îmbrăcați în negru și poartă tricouri numerotate. Fiecărui bărbat i se dă un glonț și după aceea sunt așezați unul în spatele celuilalt, îndreptând pistolul spre persoana din fața lor. Apoi trebuie să aștepte să se aprindă becul cu un păianjen desenat. Este semnalul de tragere. Cine supraviețuiește trece în runda următoare. Vince este incredibil de nervos și are nevoie de ajutorul lui Jack pentru a-și încărca arma. Când becul se aprinde în sfârșit, unii bărbați mor imediat, dar runda nu s-a încheiat încă, pentru că Vince nu a tras cu arma. Securitatea sosește și amenință că îl va ucide dacă nu respectă regulile. În cele din urmă, Vince își dă curaj și trage cu arma, rănind băiatul din fața lui, care din fericire supraviețuiește. După ce s-a terminat prima rundă, Joe vorbește cu Vince în privat și spune să fie mai curajos. Joe începe să ia pariuri de la clienți care și-au pierdut oamenii, iar Jack îi oferă lui Vince niște morfină, pe care el o refuză. Între timp, Patrick Jefferson, care participă cu numărul 17, discută cu șeful său Jimmy, spunându-i că îi va da de 50 de ori mai mult dacă îl scoate de acolo. Jimmy nu înțelege de ce el s-a înscris într-o astfel de competiție, dacă are atât de mulți bani, așa că Jefferson îi spune povestea lui. A fost în închisoare până când într-o noapte l-au închis într-o cutie care a fost transportată în această clădire. Jefferson a fost închis în cutie timp de 2 zile, dar Jimmy nu este afectat de această poveste.
este și îi răspunde că nu-l poate ajuta. Jasper primește niște pariuri suplimentare pentru participantul său, care se întâmplă a fi fratele său Ronald Badges. Până de curând, Ronald fusese într-o instituție de psihiatrie, dar Jasper l-a scos de acolo pentru a-l face jucăria lui. Începe runda a doua și de data asta, fiecare dintre ei va avea două gloanțe în armă. Jumătate din cerc moare și Vin supraviețuiește în mod norocos. Băiatul din spatele lui nu a avut timp să tragă. Este un moment de surpriză că numărul 16 se ridică din nou brusc, dar când medicul lui verifică rănile, îl declară incapabil să continue, așa că securitatea îl omoară. Participantul numărul 11, Hans, iar șeful lui, Schlondorf, încearcă să-l calmeze cu un discurs motivațional, dar nu este de mare ajutor. Jefferson vorbește din nou cu Jimmy, punându-i mai multe despre trecutul lui. A ajuns la închisoare pentru că a jefuit un camion, dar înainte de a fi prins, a ascuns banii într-un loc sigur. Dacă pierde competiția, Jefferson vrea ca Jimmy să găsească banii folosind o artă pe care tocmai a desenat-o și o ține în buzunar. Jimmy poate păstra jumătate din bani dacă îi trimite cealaltă jumătate fiului Jefferson, care este și el la închisoare, așa că Jefferson acceptă înțelegerea. Între timp ce adună mai multe pariuri, Jasper are câteva flashback-uri. Când și-a scos fratele din instituție, Ronald a încetat să ia medicamente, susținând că se simte mai bine fără ele. Acum însă nu arată foarte bine. Jasper trage un număr și spune lui Ronald că ar trebui să parieze pe participantul numărul 13. Ronald aruncă o scurmieră în capul lui Vince și Jasper îl reține pentru a-l împiedica să provoace un confrunt. Începe a treia rundă, iar stresul are un efect vizibil asupra participanților. Lui Anzi se dă morfină pentru a-l calma, iar numărul 3 primește un scaun pentru a putea participa. Ronald îl bajocorește pe Vince, îl împinge și îl pleznește, dar securitatea îl oprește înainte ca lucrurile să escaladeze. În această rundă, fiecare jucător va avea 3 gloanțe. Jucătorii urmează aceleași reguli și încep să tragă, iar la final doar 5 au rămas în viață. Vince, Jefferson, Ronald, numărul 3 și numărul 9. Asta înseamnă că competiția s-a terminat și poate accesa etapa finală a jocului. Duelul. Pe masă se pun 5 bile învelite în folie, 2 negre și 3 albe. Fiecare dintre posesorii, celor 5 jucători rămași, va alege o minge, iar cei doi care le trag pe cele negre vor intra în duelul final, în timp ce ceilalți sunt liberi să plece. Jasper și Joe le trag pe cele negre, ceea ce înseamnă că Vince se înfruntă cu Ronald. Jasper, având jucătorul experimentat și foarte puternic, primește majoritatea pariurilor, dar Joe reușește să-l convingă pe Schlondorf să parieze pe Vince, deoarece șansele vor fi 5 la 1, ceea ce înseamnă foarte mulți bani. Jimmy îl informează pe Jefferson că își poate lua banii și să plece. Cu toate acestea, în timp ce Jefferson se schimbă, Jimmy încearcă să-l omoare cu o frânghie. Un ofițer de securitate îi găsește și reamintește lui Jimmy că supraviețuitorii nu pot fi atinși. Jefferson îl insultă pe Jimmy și râde de el pentru că i-a crezut poveștile, în timp ce scoate bucata de hârtie pe care o avea în buzunar și arată că este goală. Jimmy și paznicul pleacă, dar înainte de a se schimba, Jefferson dezvăluie că totul a fost o șmecherie. Hârtia albă era a doua, în timp ce arta reală era ascunsă în alt buzunar și o arde înainte de a pleca. Înainte de a începe runda finală, Ronald se ceartă cu Jasper, insultându-l și cerând partea lui din bani. Știe că Jasper a primit mulți bani de la părinții lor pentru a avea grijă de el, dar i-a folosit pentru a-l închide într-un azil, apoi pentru a-l scoate afară, doar pentru a-l lăsa să participe la joc și să nu împartă niciodată banii câștigați. Vedem scena de la începutul filmului, în care ni s-a arătat duelul final, și de data asta folosesc amândoi 3 gloanțe. Ei se uită unul la altul în timp ce îndreaptă armele, dar când trag, nu moare niciunul. Pentru următoarea încercare, se adaugă un glonț în plus, iar de data asta Ronald moare, ceea ce înseamnă că Vince a câștigat meciul. Schlondorf se bucură că a câștigat un pariu atât de riscant, iar Jasper este supărat că și-a pierdut fratele, dar acela care se simte cel mai rău este Vince, care trebuie să trăiască cu moartea pe umeri. Premiul final pe care îl câștigă Vince este de $1.850.000, iar omul care îl plătește îl consideră norocos, pentru că Ronald câștigase toate duelurile în trecut. Schlondorf și Joel felicită pentru prestația sa și oferă o plimbare până la gara, ceea ce Vince pretinde că o acceptă, dar când urcă să-și ia lucrurile, trece prin camera plină de participanții morți și fuge pe fereastră. Jack observă că a plecat, dar Joel nu pare să fie interesat când află. Vince ajunge la gară, dar taximetristul care l-a dus acolo cu o zi înainte îl vede și sună la poliție. Din fericire pentru el, Vince observă mașinile de poliție care se apropie de departe și ascunde sacul plin cu bani într-un coș de gunoi, înainte ca să-l aresteze. Câteva momente mai târziu este adus la Mule Inn pentru interogatoriu. Detectivul cere banii, dar Vince se preface că nu știe despre ce vorbește și încearcă să spună o poveste. El explică că nu a ajuns niciodată la competiție, pentru că și-au dat seama că nu era Harrison, așa că l-au lăsat în mijlocul pădurii să-l împuște, dar a reușit să scape. Drept dovadă, Vince i-a arătat lui Mule Inn pantofii, prefăcându-se că și-a pierdut tălpile din cauza la cât a alergat în pădure. Vince este dispus să le identifice fețele dacă Mule Inn îl arestează, dar nu-l poate duce pe detectivul la locul ăla, neștiind drumul, deoarece ei erau legați la ochi. Fără indicii sau dovezi ca să-l aresteze, nu are de ales decât să-l lase pe Vince să plece. Vince fuge înapoi la coșul de gunoi pentru a lua banii, dar sacul lui a dispărut. Apoi observă tot sacii de gunoi din spatele clădirii. Vince începe să deschidă sacii de gunoi și din fericire găsește banii, dar acum știe că nu mai poate risca. Așa că în loc să călătorească cu sacul, se duce la poștă și pune toți banii într-o cutie, pe care o trimite familiei prin scrisoare recomandată. Mai târziu o sună pe mama lui să-i spună despre pachet, astfel încât să fie sigur că cineva este acasă, când sosește
folosește pachetul. Apoi ia trenul spre New York. După ce și-a petrecut o noapte într-un hotel, Vin se oprește la magazin pentru a cumpăra mâncare. Acolo vede un animal de pluș care îi amintește de sora lui și îl plătește $100 pentru că funcționarul nu vrea să-l vândă. Acum este momentul să se întoarcă acasă în Ohio. Vin urcă în ultimul tren și Jasper îl urmărește. Vorbesc de parcă s-ar afla într-o situație perfect normală. Când trenul ajunge la prima sa stație, Jasper îl împușcă pe Vin și fură sacul, fugind cu el. Are dificultate să ducă sacul pentru că este foarte greu, crezând că este greutatea banilor, dar în realitate este doar jucăria înăuntru. Înainte de a muri, Vin se înghite chitanța oficiului poștal, în timp ce se gândește la familia lui. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta. Activați notificările și apreciați pentru a ajuta canalul să se dezvolte. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!